și 7 minute sunteți gata pentru trivia. Sunteți gata să pierdeți. Ia uite cum vin amenințările. Mi-e foarte teamă, suntem 41 de oameni și vreau să vă spun că sunt 20 de locuri. Bun, măi, 7 oameni din 20, sunt 20 de locuri. Vă invităm în călduros și eu și Belia și să intrați pe triviaul nostru cu viața cu lui. Avem în continuare 7 oameni din 20. Vă rog respectuos să vă înscrieți pentru că nu am muncit degeaba. Sunt 10 întrebări la prima tură și 15 întrebări la a doua tură. Promit din suflet că sunt niște întrebări ușurele și ar trebui să țineți cont din nou de faptul că punctajul se dă în funcție și de cât de repede răspunzi, dar și de corectitudinea răspunsului. Deci dacă știți că un răspuns e corect, dar vreți să-l mai treceți prin filtrele voastre de 10 milioane de ori, nu faceți asta, răspundeți direct că pierdeți puncte. Nu pot să cred că suntem 40 de oameni din 40 și v-ați înscris doar 7. Altădată eram 15 oameni și se înscriau 20. Să vă fie rușine! Haideți că promit că o să vă placă. De ce, dragă, eu am ajuns așa să mă rog de voi. Vreți, nu vreți, bine, la revedere, ori să câștige. Numai ăștia buni se înscriu pe trivia, să știți. 8 oameni la trivia, 9 oameni la trivia. Ia uite, când v-am zis că numai oamenii buni sunt pe trivia, vă stați, ați dat sanda. Ați intrat la trivia. Fiți atenți la ceva! Doamne, am nebunitate. Haideți, măi, să vă vedem. Cine era lui? A, un băiețel de 8 ani ale cărui povești din copilărie sunt ilustrate în episoade scurte. Un băiețel de 10 ani care provine dintr-o familie monoparentală cu multe întâmplări din copilărie. Un băiețel de 8 ani crescut de bunici ale cărui întâmplări din copilărie sunt ilustrate în episoade scurte. Un adolescent rebel care stă pe Twitch la Denisa Simamu și învață să se joace Hocolife. Pare care să fie răspunsul. Măi, lunatic, nu mai spuneți. Măi, cineva chiar a votat greșit. Mai, nu pot să cred. Nu puteți două opțiuni, o singură opțiune. Răspunsul corect este A, un băiețel de 8 ani ale cărui povești din copilărie sunt ilustrate în episoade scurte. Cineva a zis că este un băiețel crescut de bunici, dar nu e. Arătau ei așa mai bunici style, dar nu sunt. Întrebarea numărul 2. Câți frați avea lui? Ia să vă văd. Ei, 12, dar nici măcar nu este răspunsul. Cum adică, Maddie, nu știi? Dar cum să nu știți? Știu că avea mulți, dar nu știu câți. Deci nu avea 3. Hai, uite, v-am dat un spoiler. N-a răspuns nimeni corect. Măi, vă mușc. 3 ai mei cu 3 ai cu fii mea. Cred că asta e cea mai grea întrebare dintre toate oricum. Răspunsul este 10. Nimeni n-a răspuns, deci a fost egal de greu pentru toată lumea. 10 frate avea. Întrebarea numărul 3, să fiți pregătiți. Conform filozofiei lui, când șchiopătezi, e clar că ți-ai rupt piciorul, ai luat o notă mică, te-a pupat o fată, te-a lovit un bulgăre în ureche. Simplu, simplu, dar nu pentru toată lumea. Ce înseamnă middle class American family la vremea aia, dacă își permiteau atâția copii, ori își permiteau mulți copii, ori nu își permiteau prezervative, știu, nu știu care e răspunsul. Răspunsul corect aici este D, te-a lovit un bulgăre în ureche și șchiopătezi. Dacă șchiopătezi, e clar că vine ploaia, nu râde că am vrut să pun un răspuns de genul ăsta. 4. Într-un episod, lui și Andy Anderson decorează în stil crăciunesc casa unei vecine vârstnice și văduve. Andy nu și-a dorit să dea curs acestei activități, dar soția lui l-a convins. În timpul acestei activități, cei doi au fost surprinși de poliție. Ce s-a întâmplat? L-au recunoscut pe Andy, adică poliția, și l-au oprit la vorbă, typo de la mine. Între timp, vecina s-a întors acasă și Andy a trebuit să decoreze fără să fie văzut. Au crezut că e un hoț și au vrut să-l aresteze, dar lui i-a convins de intențiile lor adevărate și au lăsat să continue decorarea. Au crezut că Andy e un hoț și l-au arestat. Lui a trebuit să facă toată munca singur și a durat de 2 ori mai mult toată activitatea. Nu știu, nu m-a uitat la viața cu lui. Hai să vedem. Teacher, test won't be so hard. The test. Pare rău. Haideți, măi, că știți. Eu am încredere că știți. Am încredere că jumate din voi într-adevăr știți. 12 din 20, mai sunt încă 2 răspunsuri. Răspunsul corect este B. Au crezut că Andy este un host și au vrut să-l aresteze, dar lui i-a convins de intențiile lor adevărate și i-au lăsat să continue decorarea. Întrebarea 5. Lui își dorește un animal de companie. Ce animal primește, măi, lui? 96 de puncte, let's go! Oh, Maddie, ți-a luat-o Ștefana înainte. Tu știi cum e Ștefana cu degetele la jocuri? Pac, 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 pac. N-ai cum așa ceva. Răspunsul aici este un pește. Cei 8 oameni care au continuat triviaul din această seară au răspuns corect. Văd că sunteți 13 oameni, dar ați răspuns doar 8. Ce ați făcut? Lui primește ca animal de companie un pește. Cum decide să-l numească?
primească. Răspundeți voi și nu vă faceți griji dacă scrieți typos, pentru că vi le consider eu corecte dacă știu ce ați scris. Văd că 5 oameni au răspuns corect. Bravo vouă, felicitări! 7, 8! What? Toată lumea știe! 9 oameni din 13. Pare că restul de 4 nu știu. I'm not shaming you guys though. Bun. Numele peștelui era Piper și foarte mulți oameni au răspuns corect. Întrebarea 7. Lui pleacă în tabără. Acolo este nefericit pentru că ajunge în contexte care nu îi plac. Îi spune coordonatorului că urăște tabăra, iar acesta din tâi îl corectează. Noi nu urâm nimic. Ce cuvânt înlocuitor pentru a urâ folosește lui? 2 răspunsuri sunt corecte aici. Pe oricare îl bifați, e în regulă. Deci aveți 50% șanse, aș zice. Ștefan, nu mai greșit. N-ai greșit. Oricum ar fi, n-ai greșit că eu văd răspunsurile corecte și toate cele 10, sunt 10 oameni care au răspuns împărțit între variantele corecte. Cineva a votat greșit. De data asta nu o să mai câștig. Cum de nu e, suntem hateri care a răspuns? Oh, ce idee bună și nu mi-am dat seama. Nu avem răspunsuri greșite la... Da, da, avem. Trebuie să muți un pic camera să te vezi. Eu mai mult nimic, stau și aici într-un colțișor. Vezi. Mă văd. Bun, răspunsurile corecte erau îmi displace, dacă vă aduceți aminte, și te detest pe tine, dacă vă aduceți aminte, poftim. Întrebarea numărul 8. Cum îl cheamă pe fratele mai mic al lui Lui? Tate. Tași din gură. Ai pus o variantă Tate. A, da. Aici nici de-au respirat. Răspunsul corect este Tommy și foarte mulți oameni au răspuns corect. Întrebarea următoare. Lui nu este un fan al sporturilor. Încearcă să te sustragă de la aceste activități, motivând că are o crescută în carne. Ce are lui? Uite, cineva are un typo, dar îl voi admite eu ca răspuns bun. Cineva a scris nu știu și a plâns. S-a terminat timpul. O unghie crescută în carne, măi. Aha. Și cineva chiar a dat. Și ultima întrebare din această rundă. Întrebarea numărul 10. Bider or be square. De Crăciun lui este încurajat de părinți să-i scrie moșului o scrisoare în care să-i ceară darul pe care și-l dorea. Avea un buget în care trebuia să se încadreze cu cadoul pe care îl primea. Care este acel buget? Măi, dar cineva a dat un răspuns bogat. Wow. Aoleu, prieteni, erau niște oameni mai țăraci. Aveau 10 copii, știți? 120.000. Să-și ia țigări. Cred că puneam corect, dar la ghici în mare parte. La ghici? Mm-hmm. Cum? Uite-te că suntem 4 oameni și cu mine 5. Eu știam fără să-l verific ăsta. Ia uite. Răspunsul corect la această întrebare era 5. 5 dolari. 5 dolari. Deci 4 oameni au zis 5 dolari. 2 oameni au zis 15 și am zis, uite-i pus ce bogat. 2 persoane au zis 1 dolar, zic. Hai, după care am început. 50, 50 100, 20, 120. 100. Bazați așa voi, ce să vă zic. Hai să vedem care este rezultatul final. Mun este pe locul 3. Andreea Hru este pe locul 2, cel puțin din aceste rezultate preliminare. Și Ștefan e pe primul loc, Ștefan, cred că. Și sunteți pregătiți pentru runda a doua? Zice tice. Cred că trebuie să-mi dau jos asta, că m-am încălzit, dar am nebunit aici, mai tot. Este foarte cald. Și afară e chiar binișor. Da, țin eu la mânecă. Băgat aici! Mai pot să mă dezbrac. Așa. Haideți cu înscrierile. Suntem 8 din 20 de oameni înscriși. Vă aștept la trivia, drăguților. E mai grea runda 2 să mă pregătesc psihic? Măi, nu chiar. Runda 2 este din 15 întrebări 2. Dar nu e mai grea, nu e cât cu momente din episod. O să dăm stabul primei persoane din clasament care nu are stab. Bine, păi hai, suntem 15 oameni, să dăm drumul, că după pierd audiența, ați nebunit. Haideți, sunteți pregătiți? Andy îl ia pe lui la vânătoare de căprioare. Acolo lui găsește o căprioară pe care o consideră pierdută. Ce decide să facă în continuare cu ea? Îl anunță pe tata său că a găsit o căprioară, o împușcă, îl pune pe Andy să o împuște, să o ia acasă. Deci ce facem, domne, cu căprioara asta? Ia să vă văd. Cu căprioara noastră ce să facem? O luăm acasă. Răspunsul corect este D. O pune pe TV. Întrebarea numărul 2, sunteți pregătiți? Carnavalul de iarnă din Stădărnol începe. Aici lui învață să patineze, deși nu este un împătimit al sporturilor. Care este motivul pentru care acum își dă silința? I-a fost promis un 10 la școală, se îndrăgostește de Ginny și vrea să o impresioneze, se îndrăgostește de sora lui Ginny și vrea să o impresioneze pe sora lui Ginny, îl obligă taică-s.
De ce învață, domne, omul nostru să patineze? Te-ai grăbit? Stogis, nu se poate să faci aceste declarații că ne rupi aici văd în două la acest trivia și să te grăbești. Și văd că 9 oameni s-au grăbit. Nu e bine. Răspunsul corect era ce? Se îndrăgostește de sora lui Ginny și vrea să o impresioneze. Pe Ginny vrea să o impresioneze în tot desenul, dar strict în episodul ăla el vrea să danseze, să patineze cu sora lui Ginny. Și la final, dacă vă mai aduceți aminte, apare partenerul cu vârsta corespunzătoare al surorii lui Ginny și ea îi spune lui ceva de genul: caută-mă peste 10 ani, pușciule. Deci, iată, știu și replici. Numărul 3. În episodul în care Louis își dorește un claxon, dar nu primește bani pentru acesta, se angajează ca băiat de mingi de golf. Din diverse motive, Andy, tatăl său, îi se alătură lui Louis pe terenul de golf și dintr-o lovitură greșită a mingii, sparge ce? Parbrizul mașinii unui membru al clubului de golf, parcată prea aproape de teren, parbrizul propriei sale mașini, parcată prea aproape de teren, geamul uneia dintre încăperile clubului de golf, capul unuia dintre rivalii săi de pe terenul de golf. Răspunsul corect aici este parbrizul propriei sale mașini, parcată prea aproape de teren. Ce crezi? Își parchează mașina atât de aproape de teren. Bun! Numărul 4. Jensen, vecinul lui Andy Anderson, își cumpără o rulotă. Acest lucru îl motivează pe Andy să strângă bani pentru o rulotă mai mare. Astfel, intră într-un business cu fragi, căprioare, că tot vorbeam, sau pești, apropo de piper. Deci? Asta a fost mișto episodul. Da, chiar da. Un băi greu. Ce credeți că eu vă dau trivia ușor? Răspunsul corect, așa cum au votat 11 oameni, este A, albine. Peștii doar îi mâncau. Întrebarea numărul 5. Sper că sunteți pregătiți. În episodul în care lui trebuie să se înscrie într-un club extrașcolar, el alege să învețe șah. În acest episod învățăm că jucătorii de șah se numesc Marvin, Melvin, Meldin sau Franklin. Dar cum spuneau ei, cu Ștefana, cum să n-ai nicio idee? Eu nu mai știu dacă ăștia fac la mișto sau chiar n-au idei. Eu cred că îi primesc. Ștefana o vedea acum pe primul loc. Hai că sunteți extraordinar că ați răspuns 9 oameni corect. Nu l-ați mai mișto. Răspunsul corect este Melvin. Nu? Da, Melvinii joacă șah. Foarte bine ai citit, așa mi-am imaginat și eu. Întrebarea numărul 6. Într-un episod, lui idolatrizează un comediant, Marty Căzu, despre care aflăm că se cunoaște cu mama sa, Ora Anderson, adică Aura. Eu nu știam că așa se scrie Ora. E Ora, Aura. Da, nu, așa am găsit pe net. Ce a fost el în relație cu Aura? Deci, acest Marty Căzu, ce a fost? Cum s-a cunoscut el cu Aura? Care era legătura dintre ei doi? Nu vă faceți griji dacă nu scrieți cum trebuie, că eu vă accept răspunsurile. Ora era trecut cum se pronunță, poate. Să știi că nu cred, pentru că toți ceilalți erau scriși cum îi știam eu că erau scriși. That's weird. Da, așa am zis și eu. De-aia am scris în paranteză Aura. Aoleu! S-a terminat timpul. Răspunsul corect este că erau iubiți. Au fost iubiți cumva. Verișori, colegi. Răspunsurile, da, sunt variate. Colegi, verișori, prieteni, manageri, cimpanzei. E rușine, deci indiala. Întrebarea numărul 7. Colegi de cameră. Am povestit despre bugetul de $5 în care lui trebuie să se încadreze cu cadoul său de Crăciun. Ce a ajuns lui să ceară în cele din urmă drept cadou? O carte, să-l invite pe Teco de Crăciun la ei la masă, să poată pleca de Crăciun la Teco acasă, sau o minge de baseball. Ce alege, măi, băiatul nostru de $5? Wow. Eugen, tu ce alege de $5? Să-mi dea banii. Nu m-am gândit. Nici el nu s-a gândit la asta. Nu, chiar nu pot să cred că nu mai știu de Teco. Stai că dăm detalii acum după ce trece timpul. Eu cred oricum că am scris greșit Teco și cred că e cu capa. Dar whatever. Teco parcă era. Da, nu. Nu, Teco era sigur. Îți spun și de la ce? Trăia la orfelinat. Da, era un copil orfan și îi spunea Teco de la Anticul, pentru că era cel mai mare de acolo. Și de la Anticul îi spuneau Teco. Sigur vă aduceți aminte de el, era un băiețel blonduț înalt și care juca foarte bine basket, parcă, sau ceva. Și oamenii au răspuns foarte bine, jumate din ei. Jumate din voi a zis că, într-adevăr, să-l invite pe Teco de Crăciun la ei la masă, asta și-a dorit, ăsta era răspunsul corect, B. Ăștia la alții jumate dintre voi care ați scris că și-a luat o minge de baseball, vă fie rușine. Nu, am câștigat deja dreptul de a șterge scările și am dat destul cu 5. Întrebarea numărul 8.
Într-un episod în care se discută jocurile de iarnă de la carnaval, Andy Anderson susține, alegeți care e varianta bună. Nu sunt competitiv. Hei, ia uite, buturuga mea arde cel mai repede. Nu sunt competitiv. Hei, ia uite. Buturuga mea nu arde. Așa, nu mai știam unde am rămas. Nu sunt competitiv. Să pornim la drum că ce târziu. Nu sunt competitiv. De ce ziceți asta despre mine? Se pare că apucă limbi oameni. O parte. Așa, atâta înclina. Eu mă uit când răspunde. Ștefana, nici eu nu sunt competitiv. Ștefana este Andy Anderson. Da, exact. Nu sunt competitiv. Hei, ia uite, buturuga mea arde cel mai repede, era răspunsul corect. Văd că mulți dintre voi aveți foarte mare încredere în Andy Anderson. Nu e bine. Numărul 9, lui Anderson și antrenorul său au o relație specială. Una dintre cele mai cunoscute replici pe care antrenorul i-o spune băiatului este: două dintre răspunsuri sunt corecte, puteți bifa oricare din ele. Pușciul are talent. Ia-ți familia și faceți o tură. Fătăiture, Anderson. Băgați-l pe scumpe de teren. Deci, toate aceste replici sunt replici pe care antrenorul i le-a spus lui. Dar unele care sunt mai cunoscute sunt: ia-ți familia și faceți o tură sau fătăiture, Anderson. Sunt bune pe astea două le-am. Cineva a votat cu pușciul are talent. Cred că la ghici, să știi. Nu știu care ai votat, dar eu cred că ai votat la ghici. În episodul cu ploaia torențială și inundația, Andy Anderson decide să facă un zid în jurul casei. Acest zid miraculos reușește să țină departe inundația de casă, motiv pentru care toți vecinii se refugiază aici rând pe rând. Într-un târziu, zidul începe să cedeze și toată lumea se mobilizează să-l repare. Care este ingredientul care salvează situația? Înainte de toate, aș vrea să întreb la ce s-a referit prin cuvântul ăsta. Care? Prin cuvântul galben. Să-l bifăm? Nu, nu intră, cred. Aș vrea să întreb la ce fel de s-a gândit. S-a terminat timpul. Prea mult amidon, o să strice. Cartofii dulci, ai dulci lui soțioare. Îl voi vota și pe acesta. Cineva a zis prăjituri și eram curioasă la ce s-a referit, dar deja am zis că răspunsul corect era cartofi dulci. Nu ați avut toate? Nu, mai avem încă 5 întrebări. Întrebarea numărul 11. Într-unul dintre episoade, lui trebuie să își aleagă un instrument la care să cânte. Care este acesta? Harpă, tubă, vioară, flaut. Haide, mă, uite că lumea a știut. Acordeon, țambal. Răspunsul corect este tuba. Cine a ales harpă? Îi dăm temă să se uite la episod. Întrebarea numărul 12. În episodul în care bunica maternă, atenție, a lui îi vizitează, Andy a spus despre aceasta că are și respirație de dinozaur. Părul alb, șosetele pe dos, dinții galbeni sau multe riduri. Nu am zis răspunsul, am citit toate cele patru răspunsuri, Max. Da, zici și răspunsul dintre cele patru. Am zis-o de cele patru răspunsuri și se pare că cineva nu l-a auzit și pe ăla corect. Bun, răspunsul la această întrebare este dinții galbeni și respirație de dinozaur. Întrebare numărul 13. Într-unul dintre episoadele de Crăciun, la finalul acestuia, te cântă un colind. Bifează versurile care apar în cântec. Trei răspunsuri sunt corecte dintre astea patru. Unul este pus să vă deruteze. Păi, să trebuie să-l ascultăm. Știi care este? Da, știu, dar... Trebuie să te-l cânt? Nu, nu, dar n-are haz în română oricum. Haz din gură, haz nehaz. O să-l caut și-l vom asculta. De engleză, pedeapsă pentru... Nu, îl caut în română. N-are nicio rimă, n-are nimic. Dar are, uite-l aici. Îl vom asculta, să știți, ca să nu țin pe toată lumea la trivia. Dar da, răspunsul... Se pare lame în română. Hai, nu bine. Este lame și îl știu și pe tot. Deci dacă ați votat cu A, B sau C, era perfect. O singură persoană a votat cu D. Ăla nu era răspunsul bun. Da, era și ăla. Nu era, nu. Este 5 ani până la pensie, 4 note de plată, 3 rate lunare. Wow, nu era așa. Era pe acolo. Întrebarea numărul 14. Unde se desfășoară episoadele din viața cu lui? În Wisconsin, în Minnesota, în Nebraska sau în Vermont? Unde, măi? Unde? Hai că toată lumea a știut aici. Dă-o, n-ai de treabă. Aoleu. Cineva nu a știut. Eu aș vrea ca acest București, cineva... București 1970. Acest cineva să-mi scrie în privat, să-i dau o listă cu toate episoadele. Le găsești pe YouTube. Păi da, dar bă, cred că nu le-a găsit singur, trebuie să-i le dau eu. Da, n-au prins toți, ești boomer. Era răspunsul. Și ultima întrebare, pregătiți-vă acolo degetelele să răspundeți cum trebuie. Întrebarea numărul 15. Andy Anderson dramatizează și exagerează mereu cu povești legate de copilăria lui, locul lui de muncă, armată, căsnicia lui. Aș fi reformulat. Nu, aș fi reformulat. Aș fi reformulat.
Deci deja e, și-a pus singură o coronită. Aș zice suspans, dar nu e. Ia să vedem. Ce că cu sincer, chiar îmi pare rău că sunt prea bună și mă fur premiul. Îi dau blocul. Mai răspunsul corect este ce armata? Război. Da. Mă rog, război, whatever. Păi nu e whatever, că armata poți să faci și... Păi ai fost în armată? Păi nu, dar ai fost în război? Să faci... Ai în gură. Ce știi tu, ai fost acolo? Ce știi, a fost acolo. Finish trivia. Pe locul 3 este Diante. Mamă, dar s-au dat multe puncte acum, ați fost super rapid. Pe locul 2, Andreea. Și pe locul 1 e Ștefana, n-are ce. Bun, deci Ștefana este câștigătoarea supremă cu 1259 de puncte, în contextul în care la celălalt trivia a luat 768, dar cred că ceva, au fost 10 întrebări la primul. De-aia, la al doilea au fost 15. Aha. Dar pentru că Ștefana deja are sub, al doilea om nu are sens să mai adunăm, pentru că al doilea a fost și la unul și la altul tot Andreea. Și Andreea este aici cu noi pe chat și o să-și primească premiul și Ștefanei o să-i fac eu o coroniță aici cu flori, să-i dau în real life. Două cărți de flori arghezii. Două cărți. Deci aceasta a fost situația pe seara aceasta și ca să încheiem într-un mod frumos acest trivia, mie mi se pare că v-a plăcut foarte mult acest trivia din această seară. Vă rog să vă spuneți dacă e așa sau nu e așa. Da, vă rog să spuneți. Vreau să vă pun această piesă absolut superbă, este un șlagăr din copilăria mea și doresc să o știe toată lumea. Dacă dați bani, pot să nu cânt pe ea. Dau eu bani. Tu trebuie să asculti și tu. N-am la ce, nu, lasă, e ok că știu. Bine. 11 copii care urlă 10 ore de muncă, tra-la-la, 9 cei care mă hărțuiesc, 8 cei care latră, 7 treburi casnice, 6 reparații.